Păi tu o ții, păi tu o ții de bilă, tati, eu ce te-am învățat? Uite, centru, vezi? Ai să-mi dai o gumă sau o pere. Ia, ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Ți-ai dat cu elasticul în mână? Ha? No, the ball. Ionuțu, ți-am luat un cadou, tati. Ia, fii atent ce cadou, lasă filmul, la ce film te uiți? Shrek. Ce crezi că e înăuntru? I do not know. Ți-am luat un cadou ca să nu te mai uiți la televizor. Nothing else. Uh-oh. Ce-i asta, mă? Disclaimer. Gamekeeper catapults take no responsibility for any reason, any injuries or damage caused by any products. Okay. Sunt un părinte irresponsabil, ha? Ce ziceți? I think this one's for you. Da? Yes. E prea puternică. Yeah, it has two elastics. Da? E prea puternică pentru tine. Dick bands. Look. No, just try it. Atunci facem schimbă, mi-o dai mie pe asta. Da? Mm-hmm. Și ți-o dau eu pe a mea. Așa? E bine? Yes, and this one's yours. Deci this one's tiny anyways. A? This one's tiny anyways. Da? Ce ziceți? Mergeți cu noi la o aventură să învățăm să tragem cu praștiile, să vedem cât de greu este? Eu am mai avut praștii când eram mic, dar nu mai țin minte cum era, cu pietre făcute din zgârciuri de camere, de bicicletă, tăiate de noi. E, acum am trecut la profesioniști. Gata, am parcat mașina și mergem în poligonul de trageri ca să fim în siguranță, da? Să facem primele încercări de a trage cu praștia. Dă-mi și mie mânuța ca să trecem stradă. Opa, așa. Deschizi tu poarta? Mergem într-o carieră de piatră să fim departe de oameni și să putem trage cu praștia. Am mai fost noi odată aici și v-am arătat când am căutat fosile. O să vă las un link în descrierea videoului și hai să vedem cum reușim noi să facem target practice. Unde mergem, tati? Aici sau sus? Nu știu ce o să credeți sau ce credeți despre mine. Eu cu siguranță cred că sunt un tată irresponsabil, pentru că am luat copilul din fața televizorului și din fața telefonului și din fața jocurilor video ca să-l aduc în natură, să-l învăț să tragă cu praștia. Ce zici, mă, îți place? Abia aștepți, a? După cum puteți vedea, am montat aici un paravan ca să recuperăm bilele cu care tragem. Am montat și două ținte pentru că bate vântul și el o să încerce să tragă într-una, eu într-alta. Și acum este prima zi în care încercăm și învățăm să tragem cu praștia. Scopul nostru este să ne ducem cât mai departe și să tragem de cât mai departe, să nimerim ținta. Sunt multe campionate de tras cu praștia, la țintă, vânători cu praștia. Și am zis că de ce să nu ne distrăm și noi un pic? Eu să-mi aduc aminte de copilărie și Daniel să învețe și să vadă cum este să se joace în natură. Haideți să vedem. Ion, tati, facem concurs. Fii atent. Yes. Ce concurs facem? First hit the middle win. Ce? Câștigă ce? Yeah. Îți cumpăr un pachet de gume și tu îmi cumperi mie o bere. Ok. Da? Ok. Haideți să vedem cum ne descurcăm. La câți pași, la câți metri trebuie să fim depărtare? Ia, măsoară de la țintă până măsoară 10 pași pentru tine. Hai, 10 pași. Păi cu fața, mă. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu de acolo tragi, de la mușuroiul ăla. Așa cum v-am spus, suntem în locul unei foste cariere de piatră, în locul unui fost ocean, unde noi am mai venit și am găsit foarte multe fosile. Este un loc de vechi de 350 de milioane de ani, după cum puteți să vedeți, și este o zonă superbă, liniște, păsărele. Daniel a găsit o piatră așa stratificată, care este plină de fosile. Uite, asta aici se vede cel mai bine. Uite ce bine se vede, e nisip vechi, știi? Foarte interesant. This rock used to just be a part of sand. Foarte interesant locul. Surfing in the way. Îți dai seama, Ioane, că stai pe fundul, acum suntem pe fundul unei mări vechi de 350 de milioane de ani. Aici era apă. We would be flooding. We would be dead. Îți dai seama? O după-amiază superbă să ne petrecem timpul în natură. It's a bit cold. Păi încheie-te și tu la ăla. No, my name is... Ah, și hai să începem. Tot de aici, de la mușuroi, tati? Ai luat bilă? I missed completely. Da? Hai, încă una. Vreau să vă spun că praștiile pe care le-am cumpărat, una este de plastic, de teflon, cu ținte, și a mea... Bravo, tati! Și a mea este făcută de un campion de aici din Anglia, de 29 de ori campion național la tras cu praștia. Așa că sper să fie o țintă bună. Three shots each. And this is my last shot. Hai, ia să te văd. Da, e bine, ești acolo. I hit like right over here. Da, nu știu să vă spun prea multe despre praștii. Eu când eram copil le făceam din crăcane de lemn și din tăiam banda de la cauciucul de bicicletă, tăiam bandă, făceam praștia. Dar acum s-au modernizat. Haideți să vedem dacă eu reușesc să trag undeva la țintă acolo. Ia tati tu camera. I think yours will go through the actual hammock. Hai, ia să vedem. Trebuie să exersăm foarte mult, trebuie să facem foarte mult, să avem foarte mult exercițiu ca să reușim să dăm în țintă. Vedem. Dacă eu reușesc, uite, nici nu mai știu să țin praștia. That missed. I'm gonna see if it went through the actual. I have no idea where they hit. Trebuie să ne exersăm practica, să practicăm, să vedem cum facem, cum trag în aia din... It's also very hard because, well, they're moving. Oh, you missed! I think you would have hit it in the corner if it wasn't moving. Încă o dată, nu prea asta e. Încercăm, suntem pe acolo, pe aproape, suntem pe aproape. Trebuie să... Ah, I know where that one hit. That one hit over da. Here. Vezi, de asta am pus hamacul ca să putem să recuperăm bilele. Ah! Oh, you missed. I know where mine landed somewhere around here. Da, am fost aproape. Hai tati, las că le adunăm după aia. Hai, vino cu aici. Okay, you have to do one more. Dar unde sunt bilele mele? Hai că nici nu le-am luat, le-am lăsat acolo. Hai trage și tu, trag și eu. That one hit even closer than the second one. Ia, ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Ți-ai dat cu elasticul în mână? Ha? No, the ball. Cu bila în mână? Yes, and the elastic. Și elasticul. Hai că trece. Unde e bila? Tu cauți bila să mai tragi o dată cu ea, ă? Centru.
Ah, you did. Centru! Yay! Uite, centru, vezi? Oh, no. Hai să-mi dai o gumă sau o fere. Gata, ți-a trecut? Da, ți-a trecut, da? Hai, lasă, că te faci tu, așa crești mare. Vezi, acum ai învățat cum să ții ținta, cum să ții praștia. Păi tu o ții, păi tu o ții de bilă, tati, eu ce te-am învățat? Tati, stai un pic. Haide să facem pauză. Nu mai trage așa tare, că n-ai motiv să tragi tare de ea. Și încearcă să ții de bucata de piele, nu de bilă, ca să nu te lovești la mânuță. Da, tati? Să nu te mai lovești. Așa. Și o ții dreaptă. Așa. Iei linia de ochire. Bravo! Deci, fii atent. Ții tu cum învățam la urmă. Așa. Trage așa, fără să te uiți. Trage fără să te uiți la țintă. Te-ai lovit iară? Te-ai cupit? No, you were holding. Ah, scuză-mă. S-aud și niște împușcături, cred că sunt niște oameni chiar la vânătoare cu pușca pe aici pe lângă noi. E bine că noi suntem aici într-o vale, protejați și să sperăm că nu ne vânează pe noi. Bravo, mă! Hai! Bravo! Hai, fii rău! Fii rău! Ca și muniție folosim niște, bile din astea de clay. Care sunt, ce e, tati, clay-ul? Mare multă cămbaie. A, auzi, noroi și cu apă. Niște bile de clay care sunt eco-friendly, să nu lăsăm metale și plumb prin natură, pe aici, prin iarbă. Hai că am reușit și am nimerit, nu știu de ce am pus două ținte, vorba lui Daniel, că noi am tras doar într-una. Mulți o să-mi spună în urma acestui video că sunt un părinte irresponsabil. Dar dacă asta înseamnă irresponsabilitate, să ieși cu copilul în natură și să te distrezi, să înveți să mai facă și altceva în afară de jocurile pe calculator, asta e, mi-o asum. Sunt un părinte irresponsabil. Nu uitați, like! Like and subscribe if you enjoyed the video. And make sure to share this video to your friends if you enjoyed it. Bye! Pa, pa!